Bună și domnule, bună seara! Am zis că dacă tot mă enervează campaniile electorale și pe mine mă enervează nu pentru că ei sunt deștepți sau nu sunt deștepți. Mă enervează pentru că mie nici nu mai învine în campanie electorală să povestesc despre partide. Așa cum niciodată, de exemplu, n-am făcut emisiuni despre Revoluție în 22 sau 21 decembrie. Și cred că e un bun prilej cu campania asta electorală să povestim despre semantica acestei campanii. Și atenție, semantica asta nu este una internă. Aș vrea să o punem cumva în legătură cu ce se întâmplă în jurul nostru. Din Washington până în Sofia, din Varșovia până în București. Și am zis să nu mai dau atât de deștept că nu sunt. Și l-am invitat pe domnul Radu Albu de la Facultatea de Studii Europene. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine am regăsit! Să povestim, practic, despre ce se întâmplă acum. Eu ce văd? sunt obligat prin natura meseriei să citesc cel puțin 30-40 de ziare pe zi. Asta e meseria. Și văd în foarte multe luări de poziție ale politicienilor, și nu doar din România, o tentație de asta socialistoidă, o tentație pur și simplu anticapitalistă. Ne-am săturat de comunism, l-am dat jos pe Ceaușescu, l-am dat jos pe Jivkov, l-am dat jos pe mai știu care a fost în Moldova. Am gustat câte un pic din plăcerea aducerii câte un, a unui Golf 2 sau mai știu eu ce mașină din Germania, am mai gustat un pic de brânzică franțuzească, am tras o fugă până prin Franța sau prin Germania într-o vacanță și brusc am zis noi, liderii politici, principal, totuși capitaliștii ăștia ne enervează. Și asta prinde. Adică este o tentație antica a anticapitalismului. S-a făcut repede, repede și un dușman global, Soros, culmea. Soros, da, cum se pronunță. Da, da. Și suntem toți cu toții tentați acum să intrăm într-un război rece cu propriile noastre aspirații de acum 20 de ani. Când vroiam noi așa să fim ca în vest, ca în Occident. Acum vrem să fim foarte români după ce am intrat în Uniunea Europeană, foarte bulgar după ce am intrat în Uniunea Europeană, foarte unguri, foarte polonez, foarte, foarte, foarte. De ce se întâmplă asta? Suntem noi mai mai, mai proști decât bunicii noștri, care vreau totuși, așteptau americanii și asta vreau. Și-au dovedit asta. Au fost în stare să aștepte 50 de ani. Sau pur și simplu nu mai avem noi răbdare să... Eu cred că sunt mai mulți factori, pentru că fundamental îmi aduc aminte la începutul anilor 90, era o serie întreagă de, de opțiuni care le-am fi pus atunci pe, pe tablă. Mă, prima dată de a îmbrățișa un fel de social-democrație era ideea lui, exact suedeză era ideea lui. Ion Iliescu, mai aveam imediat după aceea opțiuni care ar fi temperat un pic capitalismul și ne-ar fi păstrat într-o zonă destul de călduță și mediul de afaceri și cu problemele economice care le aveam și care erau destul de consistente și care rămân astăzi. Tot ce înseamnă entitatea economică administrată de stat are problemele ei după ce n-am decis destul de greu să ne amintim acest lucru, să intrăm cu seriozitate, i-am spune, în, în, Uniunea Europeană. Dar în acest moment, cred că există un soi de oboseală. Oboseală de a vedea că probabil prezența stilului de viață capitalist, i-am spune, nu este cea mai confortabilă. Nu se compară cu acea Irresponsabilă și tehnită viață din înainte de 1989. Un dolce care... Absolut, pentru că libertatea politică era confiscată, nu aveai ce să uh, comentezi, nu aveai ce să aduci, practic, contribuție la tot ce înseamnă societate uh, politică, în primul rând, economie, ei, iată, iată ne puși în fața unui model care, la un moment dat, și-a dovedit limitele în alte părți. Noi l-am prins într-un într moment de contestare, să nu uităm, și o contestare augmentată, cu atât mai mult cu cât, în 2008, avem această criză formidabilă care răstoarnă sistemul de, de um, interpretare a ceea ce însemna piață liberă, capitalism, profit, beneficii. Uh, se trezesc, evident, sunt identificați uh, dușmanii globali, printre care uh, și George Soros sau Soros, dacă vrem să-i spunem uh, pe numele de origine. Deci, um, e un evantai larg uh, și să nu uităm încă un lucru, suntem într-o perioadă în care și alegerile la noi în România încearcă să se orienteze pe ceea ce înseamnă piața ideilor din vest. Și piața ideilor din vest în acest moment este cât se poate de contestatară. În consecință, vom avea un uh, puseu în campanie de a găsi elementele care atrag ideile de contestație, spiritele contestatare de la noi, mergând pe idei care sunt vehiculate de 20, 30, 50 de ani în vestul Europei, fără să aibă însă o ancorare în aceleași realități sociale uh, decât parțial și mai ales fără să aibă capacitatea să noi să fie avut capacitatea de a fructifica realmente până la capăt Potențialul de piață pe care îl aduce ideea capitalistă, să cuantificăm din, din el tot ce înseamnă beneficii, și stau să mă gândesc dacă realmente ne dăm seama ce înseamnă, până la urmă, consecințele unui asemenea sistem, totodată și absența lui. Pentru că, o spuneam înainte, unii trăiesc într-o lume extrem de dulcorată a anilor 80-70, terminai studiile, primeai un loc de muncă, primeai... Absolut. E foarte comod, asta este adevărul și o găsim inclusiv, vă dau un exemplu, lăsând deoparte Franța, Marea Britanie. Marea Britanie, sub Tony Blair, sub acea a treia cale care a fost cât se poate de consistentă sub raportul beneficii sociale acordate mare Generozitate tinerilor, în 10 ani de prim-ministeriat al lui Tony Blair, au apărut cam 4 milioane de tineri britanici care aveau 18 ani la, în momentul în care Tony Blair devenea prim-ministru. Uh, vor fi avut 28 de ani fără să fi lucrat o dată, deci se uh, epuizau un deceniu din viața lor, trăind doar din, din uh, era să zic, mila publică, dar undeva tot acolo suntem, acolo uh, fără să aibă capacitatea de a mai se mobiliza, nu știu dacă s-a redus numărul lor între timp, pentru a găsi realmente un loc de muncă. Sunt 23 de milioane de tineri până în 25 de ani, șomeri astăzi în Europeană. Și este o discuție foarte consistentă vis-a-vis -vis de Statele Unite ale Europei, care ar trebui să meargă în direcția asta pe formule de securitate, formule de prosperitate, formule începând de la legi până la, la absolut tot. Și foarte mulți comentatori reproșează instituțiilor europene că nu înțeleg că ele trebuie să aibă politici publice vis-a-vis -vis de oamenii aia. Degeaba îmi faci 202 pagini cu cât de curbat trebuie să fie castravetelor, degeaba am faci uh, uh, un, nu știu cum să zic, instrucțiuni de folosire a coasei, nu cumva să tai piciorușul unei broscuțe exact, sau exact. drepturile găinilor. Pentru că nimeni nu vorbește despre omul care se trezește la șase dimineața să ajungă la fabrică. Ori aici văd ei nu o anumită discriminare, cât o refacere a vechilor caste, nu? Da, pentru că avem, asta este adevărul, criza întotdeauna este în primul rând spre beneficiul celor care pot să profite de ea. Profită cu inteligență. Uh, și s-a întâmplat uh, și acest lucru a fost observat uh, și de agenții internaționale, uh, de, de platforme economice și mai departe. Avem realmente o creștere senzațională a uh, dimensiunilor averilor la eșaloanele înalte ale, ale să zicem, lumii, a clasei globale, cei care Uh, sunt implicați în, în businessul global, este să spunem cei 6.000 de la Davos uh, i-am putea, uh, putea caracteriza astfel, uh, și o, o scădere dramatică în uh, beneficii a celor din jumătatea inferioară. Acum, uh, trebuie spus că această reducere nu s-a manifestat doar în ceea ce înainte se numea lumea a treia sau, mă rog, piețele emergente. De data aceasta, criza a afectat societățile occidentale. Știm cu ce consecințe, vedem acest lucru în politică, unde eroziunea de încredere în, în uh, figuri care treceau a fi acceptabile în urmă cu 20 de ani, că aveau același mesaj, uh, a devenit mult mai puternică. Uh, acest lucru, deci, s-a întâmplat în Occident, s-a întâmplat în societăți uh, care sunt mult mai bine uh, angrenate în, 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 în uh, tot ce înseamnă ponderație, maturitate, gândire politică uh, și iată cu consecințe care, care astăzi se manifestă odată politic, se manifestă economic. Dă naștere la o serie de re... Aproape că aș veni la ideea lui François Furet, care vorbea despre comunism, numindu-l ca trecut al unei iluzii, semn că poate va avea un prezent din nou, va fi reinvocat când va, probabil, va servi unor noi, o noi inițiative. Suntem tot pe undeva acolo, pentru că odată ce s-au găsit aceste fisuri în sistemul capitalist, beneficiile pe care le aduce și uh, el este contestabil. Iată noi, Mesia, de stradă, de blog, de, de Mamas Media uh, vin să, să invite la o contestare a unui sistem uh, pe care nu știu dacă l-au înțeles până la capăt, nu știu dacă îl pot înlocui cu altceva. Nu e un deficit îngrozitor de de educație, aș spune. Pentru că, dintr-o dată, o, apariția internetului poate trebuia să forțeze și o anumită activare a ceea ce înseamnă modernizarea uh, educației. Noi încă mai discutăm despre 4x4, 4, fac și să vezi repede și să ții pe de rost. Când inclusiv șomerul de pe oriunde din Europa asta se uită pe smart -o, smart -o, smartphone uh -huh. să vadă dacă e venit șomajul. Adică îmi pui pur și simplu în creier o mulțime de, de, de lucruri care nu folosesc, când tu trebuia să formatezi un sistem de educație care să mă învețe, să înțeleg lumea din jurul meu, să înțeleg diferențele lumii din jurul meu. Să văd care-mi-s oportunitățile, care-mi-s provocările. Ori sistemul ăsta poate ar trebui să vorbim nu despre sistem de educație, ci sistem de educare. Da. Oamenii nu sunt pregătiți nici măcar pentru ziua de mâine. Și noi vorbim despre niște filozofii, anticapitalism, indignados, democrația fără etică. Sunt lucruri... Și, dintr și mă duc la școală și dintr-o dată acolo învăț despre mama lui Ștefan cel Mare. Sau uh, Baiazid. Sunt este mult prea mare distanța între ce trebuie să învăț și ce trebuie să trăiesc. Dar e una din problemele mari ale educației din ziua de astăzi, e în genere, la nivel internațional, pentru că realitățile economice și sociale se schimbă mult mai rapid decât sistemele educaționale pot să le preia, să le filtreze, să le transforme în, într-un ceva normativ, într-o curiculă nouă. Uh, și aici deja intră în joc depinzând de vârstă, depinzând de momentul în care uh, are loc acest proces de educație, uh, profesorul sau educatorul sau învățătorul sau uh, oricare ar fi gradul uh, didactic al acestuia. Deci um, este o chestiune și cred că am mai discutat acest lucru la un moment dat, sunt întrebări care la una dintre unirile uh, destul de discrete care au avut o serie de, de uh, universități britanice. Își puneau întrebări cu privire la rolul pe care universitățile pot să-l mai aibă în ziua de astăzi, pentru că, fundamental, lumea a ajuns la un grad de alfabetizare, de înțelegere, care nu mai necesită acea predare masivă și intensivă dinainte. În Spania au și ieșit, au făcut părinții grevă, pentru că elevii vin încărcați de, de teme acasă. Și, atinția, ziceau, este un balast inutil. Învață-l să privească lumea, nu să socotească banii lui. Uh, unele, unele, chestiuni aritmetică e absolut necesară. În uh, evident. Așa. Cu toate dar că în așa să o rentabilizez uh, întreirile mele în mele, în, parcursul meu. Să putem folosi, evident, cu, cu, moderație în calculul zilnic, asta, asta e absolut normal. Dar uh, problema începe atunci când, uh, să zicem, dezvoltarea facultăților critice la studenți, la elevii de liceu, de pildă, se bazează mai degrabă pe o serie de repere teoretice uh, și pe o puțină încredere în capacitatea acestora, tineri cum sunt, de a asuma sarcini care se introducă în lumea reală. Deci ceea ce am numit practică. Um, ce uită uh, generațiile între ele este că fiecare generație nouă crește pe ceea ce a dobândit cea dinainte, deci maturizarea va fi un pic mai repede, responsabilitățile pe care în ziua de astăzi cu abilități tehnice, cu un spirit de speculație mai activ, un tânăr de 15 ani, 14 ani, poate să le asume, cred că le învinge pe cele de acum 20 de ani, al unui tânăr de 18-20 de ani. Și deci mai bine. Exact. Deci sunt lucruri care ar trebui să ne facă, totuși să îmbrățișăm altă, altă optică, pentru că asta, fundamental, contribuie la crearea unui alt fel de cetățean, un cetățean mult mai calat pe ceea ce înseamnă problemele reale ale societății. Uh, din păcate nu vedem lucrul uh, acesta întâmplându-se nicăieri în Europa. Vorbeam cu cineva care locuiește în Finlanda, român, plecat uh -huh. de foarte multă vreme și îmi zicea uh, de ce sunt fascinați finlandezii de propriul sistem de educație. Nu pentru că doi ori doi nu mai fac patru. Nu pentru că știe fiul să o mai repede decât fiul meu suma lui Gauss. Apropo, la noi se învață în clasa 5-a, dincolo în, inclusiv în Franța, în clasa 9 Și pentru că acel copil devine cetățean și nu locuitor. Are responsabilități pe orizontală. Adică e adevărat că trebuie să meargă la muncă. Poate e o corporație, poate e un vânzător, poate e un bucătar. Dar el este atent la mediu, este extrem de atent la cine taie pădurea, de ce. Este extrem de atent la lucrurile despre care noi citim în cărți. Povestea un alt exemplu din Spania o doamnă, avocată, m-a dus acolo și m-a învățat fiul meu să fac duș. Adică te-a învățat fiul tău să faci duș. Pentru că la școală le-a explicat în -a clasa a, a șaptea. te, pornești apa, te-ai udat, ai oprit apa, te-ai săpunit și te-ai clătit. Uh, și înțelegem și ce e așa de mare. Păi gândește-te câtă responsabilitate. Câtă responsabilitate le transmiți acelor generații care văd în generația care a trecut, așa cum am văzut și noi în generația părinților noștri, uh -huh. niște risipitori cu propriul timp istoric. Copiii care se, care se nasc astăzi, care învață astăzi, vor fi de 10 ori mai atenți decât am fost noi. Așa cum da, și noi da? avem pretenția că am fost mai atenți decât părinții noștri. Dacă li se inoculează anumite valori, pentru Dacă. că asta este o chestiune Dacă. fundamentală, să fie orientați spre ceea ce în mod clar interesează și uh, este înspre beneficiul societății. Uh, trăim în societăți complexe, trăim în societăți foarte exigente în ziua de astăzi. Exigența care este interesant, mult mai ușor pe luată de generațiile mai tinere, pentru că găsesc în ea o responsabilizare pe care ei nu o văd. E un soi de responsab responsabilizare răspuns. Uh, ceea ce asumă ei nu văd în cei mai în vârstă și atunci uh, își permit prin, acest, uh, prin această reechilibrare să dea lecții, eventual ca și această lecție de duș, Uh, celor care nu se pricep, nu se pricep la, uh, în cazul acesta duș, spuneam, nu se pricep uneori la tehnologie. Și într-adevăr, într se întâmplă, inclusiv mie, mi se întâmplă să-mi dau seama că nu mai am nevoie de tot, de tot parafernalia, de, de, de um, um, aparate, de, de instrumente, de tehnologie care mă înconjoară, pentru că nevoile mele sunt deja formate. Uh, exact. Și atunci pot să le acopăr cu ceea ce deja cunosc din proprie experiență. Ceea ce nu înseamnă firește că, într-un alt moment, nu s-ar putea să mă trezesc că am nevoie de, de a învăța o, te o tehnologie nouă sau uh, să-mi dau seama că există beneficii care decurg din din ea. Deci trebuie păstrat întotdeauna o parte o deschisă, inclusiv la generațiile care sunt convinse că dacă știu să bată un cui, uh, sunt capabile totodată să, să scrie și o enciclopedie. Deci este o, o, o chestiune care uh, trebuie să vină cu flexibilitate. Da, da. Um, și ca să leg asta un pic de, de anticapitalismul de care vorbeam la începutul uh, emisiunii, în um, primul rând trebuie înțelese reperele uh, economice. Um, nici nu știu de unde cum, sau cum am putea să punem uh, problema, pentru că, uh, în mod normal, um, socialismele sau stângismele sau anticapitalismele, sau cum le-am le -am, le -am dorit să le numim, erau percepute ca un lux. Percepută ca un lux, în măsura în care trebuia prima dată să construiești um, o avere, să ai, cum să vă spun, o economie solidă, ca să poți redistribui, să ajustezi, să reduci din din dezechilibrele economice. Mă tem că acolo unde nu există această performanță, sau unde există iluzia acestei performanțe, Um, și avem țări care trăiesc în această iluzie pentru că au avut succes la un moment dat, avem alte țări care um, încă tind către, dar uh, nu prind nici trenul din, din urmă. Uh, acest lucru nu funcționează pentru că nu ai ce să redistribui. Uh, lumea trebuie să înțeleagă, în primul rând, două aspecte. Odată, părțile pozitive ale, ale ceea ce numim capitalism, e un termen care îmi displace profund pentru că știu cine l-a lansat pe, pe piața ideilor, Karl Marx. <laughs> Și, bun, dar trebuie să mă servez de el pentru că a devenit, cum să spun, elementul de identitate primară pentru ceea ce înseamnă uh, piața în ziua de astăzi, uh, și, în același timp, riscurile pe care le aduce uh, capitalismul. Uh, aici sunt mai multe versiuni, vă dau, vă dau un exemplu. Uh, acum 2 ani, nu, acum suntem în 2016, 5 ani, a fost lansată la Londra de una din băncile importante. Un proiect care se numește Capitalismul Inclusiv, și mai târziu s-a numit Inițiativa pentru Capitalismul Inclusiv. Inclusiv însem însemnând care include cât mai multe straturi sau care exclude cât mai puțin din, din, din societate. Este o inițiativă care încearcă să împingă uh, lumea capitalistă și gândirea corporată către ceea ce numim astăzi social-liberalism. Asta înseamnă o piață cu Atenție către consecințele sociale ale libertății economice asumate. Sălbatice. Da, sălbatice. Famosul re de pildă, sau economia casino, cum o numea un economist francez, a Statelor Unite din anii 80, care a avut beneficiile ei pe atunci, să nu uităm că am redinamizat complet economia globală. Marea Britanie s-a alăturat, era Margaret Thatcher pe atunci prim-ministru. Cu suduelele de rigoare. Absolut. Uh, și cu finalul uh, deloc puțin încântător, nici pentru ea, nici pentru Marea Britanie, care s-a care uh, petrecut în 1990. Bun, și atunci 98. cum transferăm? Vă dați seama că uh, din tot ce ați vorbit noastră, nu cred că un politician obișnuit cu funcțiile să fi înțeles o treime. Și o să vă spun de ce. Noi avem de-a face, din păcate, o probează în fiecare zi. O clasă politică, una care n-a mai pus mâna pe carte de cel puțin 20 de ani. Oamenii ăștia nu citesc. Îi vedem. Și nu numai la noi. Oamenii ăștia au probleme de limbă maternă. Oamenii ăștia au probleme de viziune. Ei încă mai cred în acel stat uh, uger, în care fiecare nu-i așa va primi după nevoi și contribuie după posibilități. Or, eu mă uit tot, tot o formulă tână, clasică, tot o formulă da, clasică da, da. din uh, vremea altă. Ori eu mă întreb în ce măsură poate forța generația nouă, statul, să aibă un contract de performanță cu propria țară. Pentru că e foarte simplu să, să vrem să trăim ca în vest, dar dacă se poate să muncim ca în est. Adică să avem acel dor ce fac niente, să nu ne enerveze nimeni la ora 9 dimineața la birou când bem ne cafeluța și ne jucăm un pic de Counter-Strike sau ce se mai joacă ăștia pe acolo. Uh, dacă se poate, de la 8 la 4, programul, că la 4 și un sfert îmi iau copilul de la grădini, și dacă se poate, niște salarii și niște bonuri de masă, plus niște bonuri de vacanță, și uh, nu mă enerva mai guvernul că nu-mi dai, uh, că ies în stradă. Mi-am făcut și un sindicat între timp. Adică, noi privim încă la nivel de, de anii 70 economia Estului, și vorbesc de Estul ăsta, România, Moldova, Bulgaria, așa. Estul Estului. Estul da, Estului. Da sau vestul estului Moscovite, așa, privim încă la, la, cu o cu farme cu anilor 70, când vedeam filme cu aia care își permiteau să meargă pe coasta de Azur sau la Hollywood sau la Malibu sau nu știu unde. Noi ne-ar plăcea să fim ca aia, dar cineva să ne dea totuși. Ori aici văd, aici văd pericolul. Pericolul unui stat care te învață că primești atunci când îți dau eu. Nu-i mare lucru dacă n-ai spirit antreprenorial care grijă tătucul de tine, cu stat. Și tu formatezi o generație care va semăna cu generația noastră. Dar generația asta n-a trecut prin încercările noastre, prin comunism, prin stat la coadă, prin cartele, și va crede că totul îi se de-a gata, pentru că nu e așa. Dacă dau un enter, vine orice. E suficient, da. E suficient să semnezi petiții pe, pe, pe o aplicație ca să... La ce mă gândeam acum este probabil și ruptura formidabilă dintre discursul pe care de fapt îl propune în acest moment o parte din mediul politic românesc, chiar spune, care bate către aceste beneficii în care statul trebuie să fie un garant, statul trebuie să fie un Promotor, totodată, ceva foarte matern și foarte protector față de, de societate, care diminuează fundamental nu prin drepturi, că asta nu o va face niciodată, dar prin acțiunea politică și prin ceea ce mesajul pe care îl transmite, prin tipul de comportament pe care cei care, cei care girează statul îl, îl, îl au, transmit acest mod. cum să-i spun, un mesaj. Stați acasă, liniștiți, totul se rezolvă, ne ocupăm noi. Asta înseamnă, practic, confiscarea puterii politice, până la urmă, de către un grup care, fie de dreapta, fie de stânga, pentru că funcționează foarte bine în, în acest andem, uh, vor avea, până la urmă, capacitatea, abilitatea, resursele, instrumentele de a. Ține undeva un, exact ca între doi magneți care se resping, acel câmp magnetic, care face după aceea imposibilă revenirea decât prin mișcări de mase foarte contestatare a electoratului la putere. Ce înseamnă la putere? Asta înseamnă capabil să exprime un mesaj, capabil să critique elitele care, care uh, sunt la putere și mai ales să le schimbe. Uh, și aici, e drama și tragedia, pentru că lipsind educația, lipsind inițiativa, și confruntându te cu un stat care confortează societatea cu beneficii, uh, lumea își pierde interesul pentru ceea ce înseamnă politica critică și nu există politică fără politică critică, asta înseamnă fără anumită uh, analiză care trebuie să fie permanent renoită, uh, Pe baza unor nu doar unor valori că intrăm în, în, în ideologii, uh, ceea ce mai un cuvânt mai. mai uh, Puțin flatant decât doctrina, dar uh, și într-o absență totală de analiză a realităților, uh, realităților înconjurătoare. Ce trebuie orice societate, și nu doar cea românească, să știe este că lumea s-a accelerat extraordinar de, de, de mult, uh, capacitatea de reacție este instantanee, absolut instantanee. Vedeți? Dați un like. Este exact acest tip de societate. Vă place ceea ce găsiți pe internet? Cumpărați printr-un simplu uh, press button. Și așa mai departe. Deci, suntem într-o -ă, uh, în mediile politice, reacția care, de pildă, presa o pune pe instituțiile de stat sau pe instituțiile europene sau orice instituție internațională, este instantă. Trebuie să ai o reacție imediată, trebuie să ai o reacție la cald. Ceea ce, în mod normal, este aberant. Pentru că nu poți avea o reacție la cald atât timp cât încă mai vin informații, atât timp cât analiza se cere aprofundată și trebuie ținut cont și poate nici de... nici pierdut capacitatea de analiză. Exact. De toți factorii care, care contribuie la o realitate. Deci e undeva o accelerare care trebuie frânată, frânată, dar la modul foarte rațional și logic. Deci trebuie înțeles că ceea ce se întâmplă în mediile sociale, pe un Twitter sau un Facebook sau inclusiv în comerțul electronic, este un lucru, ceea ce se întâmplă în politică, care are o bătaie de lungă, o bătăie pe termen mediu sau lung, mult mai, mai pronunțată, trebuie să se desfășoare mai încet. Nu poți lua decizii politice sub impactul furiei de moment, emoțiilor de moment, protestelor de, de, de stradă sau... Cum ar și după a pauză, răzbunare este o mâncare și trebuie mâncată rece. Rece și cu două linguri. <laughs> și cu două linguri. <laughs> Corect. Hai să luăm un pic de pauză și revenim. <fio> Am revenit în discuția cu domnul Radu Comănescu, vreau să vă să vă întreb, de fapt să vă întreb, să să constat încă o dată. Eu sunt destul de speriat ca nu cumva ai noștri proști, pentru că sunt foarte mulți proști în politică, din păcate, pentru noi și pentru ei, să se simtă foarte confortabil în confuzia asta globală. Mă uitam zilele trecute, cred că Washington Post, scrie Washington Post, uh -huh. un can -can, nu altele scria despre predicțiile nu știu cărei Baba Vanga din Bulgaria oh, și fai legau Baba Vanga da da. da, da și da. legau de Trump că nu știu ce face cu cu uh, nu ajunge la Casa Albă să fie președinte a doua zi au revenit cu un altul tot din zona Serbiei cred că are ceva zona aia cred că de a cu ciumagul după F-16 la Medjugorje să fie trezit. așa trezi medjugorjiștii care zicea, nu e adevărat că Trump va fi acolo până la sfârșitul vieții lui și va dura nu știu cât. Adică, atunci când o presă care ți-a demonstrat decenii la rând capacitate de analiză la rece, oameni care, care și-au asumat, eu sunt de stânga, eu sunt de dreapta, îl susțin pe ala, îl susțin pe ala, la modul democratic, uh -huh. dintr-o dată vin și îți arată baba Vanga, mai trebuie să vină și cum o chema pe-a noastră, Omida, exact. mama Omida, adică ai noștri ar putea să... Ai noștri, ai noștri din Est. Ar putea să profite foarte ușor de, de confuzia să spună, băieți, nu e nicio problemă că noi suntem proști. Toți sunt proști. Da, asta e Dar pentru, cu noștri. Gana pentru senzaționalism și văd, inclusiv, uh, uf, nici nu vreau să le dau numele pentru că mi e un pic uneori... Uh, jenă de scăpările care le au ei, cu toate că sunt una din. sunt cel mai bun din punctul meu de vedere, website de analiză economică din lume, dar până și Bloomberg, uneori are niște titluri de un senzaționalism care mă supără. Așa ceva nu se face. La, la un, uh, articole care au o structură analitică foarte bună, încerci să captezi uh, atenția prin provocare, prin uh, tot ce atrage, printr-un inedit uh, care nu mai are nimic de a face cu uh, opțiunea intelectuală, ci doar cu emoția de moment, cu surpriza. Stau să mă gândesc, într-adevăr, Washington Post și nu doar, New York Times, International Herald Tribune, The Times, Financial Times, în care, a rămas, în care a rămas pe picioarele lui, și este foarte onest din punctul acesta de vedere, dar erau ziare instituții. Asta înseamnă de mare credibilitate, jurnaliștii aveau o opinie care uneori valora cât lingourile de aur. Deci era complet altceva. Dar de ce? Pentru că presiunea, nu neapărat presiunea socială, dar la nivel global, lucrurile se derulau cu maximă prudență. Să nu uităm, era războiul rece, trebuia să fii foarte atent ce spui. Și poate dacă... elita era mai selectată. Exact, elita era mai selectată, era mai educată. Să nu uităm, cei care în anii 70-80 erau în poziții de putere, însemnând având 50-60 de ani, totuși prințeseră o altă perioadă de educație. Cu cât prosperitatea a devenit mai globală și cu cât ideea de uh, trai bun a fost detașată de conceptele politice care stăteau inițial la baza lor, stânga s a ducea înainte un lucru, dreapta ți-a aducea altceva și știai lucrul acesta, acum de bună stare nu se mai atinge nimeni. Este un, este un cum să spun, un, un drept dobândit aproape uh, și probabil uh, țin să menționez aici farmoasele inițiative de a include în drepturile omului dreptul la internet. Ceea ce deja sare mult peste ceea ce Și a putut Și dreptul fi. la un venit minim garantat, indiferent da, da, dacă vrei da. să muncești sau nu. Deci este, sunt chestii sunt deci, care uh, au relaxat atât de mult uh, prin confortul pe care îl aduc. Gândirea noastră politică, pentru că fundamental stânga sau dreapta nu schimbă mare lucru. Ideea de um, trai bun cumva ți este garantată sau o ceri garantată, știm bine cum cazul catastrofal al Venezuelei nu are rost, să mai, -are rost să mai discutăm, dar acolo sunt alte opțiuni politice și complet alte viziuni care halucinațiile, aș spune, mai degrabă decât viziune în economie. m Exact. Deci, iată o ruptură care face ca, până la urmă, până și acești piloni ai opiniei publice, mari televiziuni, vă dau un exemplu foarte criticat în Statele Unite, este Fox, sunt cum să, au, au pierdut din rigoare uh, pentru a capta audiență, pentru că, până la urmă, totul este comercial. A capta audiență înseamnă a include cât mai multă publicitate posibilă, a aduce un profit acționarilor, până la urmă. Deci, până la urmă, miza. S-au -a, supraviețuit? Exact. S-a -a deplasat de la, în cazul, bun, cazul uh, de, de piață, dar miza s-a deplasat până la urmă de la a uh, genera opinii. A crea cultură prin. televiziunea era văzută ca și radioul, ca instrument de cultură în masă, la început, a culturalizat cât mai mult. S-a transformat într-o piață. Când, la începutul anilor 80. Putem vorbi sau este un oximoron dacă punem cele două cuvinte, capitalism etic? Um, din punctul meu de vedere, nu este un oximoron. Nici Capitalismul. Nu poate fi. să fim niște naivi. Da. Poate fi etic. De ce? Totul ține de voință. Pentru că îmi aduc aminte de o replică uh, interesantă de -a, lui, de a lui Margaret Thatcher, care uneori știa să strălucească, cu toate că nu avea uh, permanent uh, toate abilitățile puse în, în funcție, dar la un moment dat spunea în cartea ei, care uh, multă vreme uh, mi-a șlefuit gândirea economică, Statecraft, apărut în 2002. Că banii nu sunt uh, răi sau buni. Totul depinde de intenția cu care îi folosești. Până la urmă, acest lucru poate fi extins și la inteligență, acest lucru poate fi folosit uh, extins și la sistemele politice, pentru că tot ceea ce uh, schimbă societatea, economia, este voința. Da, dar asta mi-a aminte de replica unui gânditor francez foarte faină. În mai 68 vreau să schimbăm lumea, acum avem să ne schimbăm mobila de bucătărie. Da, exact. Exact. Adică e foarte adevărat. Este, suntem o piață, absolut, toți, dar problema fundamentală este, și revenim la cazul Estului și și mai special la cazul României, că toată, acest, toată această existență luxuriantă, avem voie să facem orice, avem, dacă vrem să ne schimbăm telefoanele, le schimbăm, dacă vrem să ne schimbăm mașinile, le schimbăm, la pericolul de a deveni noi înșiși o piață pentru. Politician. Care face ce? Vă dau cazul din România. Autostrada ai făcut să vorbești în campanie despre ele? Nu. Răspitalele ai făcut? Nu. Școle ai făcut? Nu. Uh, și despre ce vrei să vorbești? Despre românism. Dacă se poate, cu trei R, suntem da. da. Adică, și atunci mă gândesc, supralicitarea asta identitară nu dăunează sau nu dă de pereți, mai bine zis, identitatea însăși. Pentru că am intrat în Europa, dar vreau să fiu foarte român. Brusc sunt cu coada pe sus prin Europa. Mă băieți, voi știți ce zicea Cioran, ce zicea Brâncuș. Ce... Toți aceia pe care i-am alungat, de la Caragiale până la uh, Enescu și Brâncuș, uh, acum îi aducem, îi recuperăm și aruncăm ca un fel de uh, nisip în ochi instituțiile europene. Sunt, reprezintă europenitatea noastră, dar mi am românitatea. Da, dar îmi aduc aminte de un proverb care îmi place foarte mult se potrivește minunat în context, fala mare în trei goală sau, da. sau așa ceva. Deci este exact poziția în care în care ne aflăm pentru că Uh, atât timp cât țara este sub orice critică uh, din punct de vedere al infrastructurii, să nu uităm, și o repet și o spun de nu știu câte ori, Moldova încă nu este legată serios de Transilvania. Căile ferate, pe lângă că sunt la capătul epuizării, dacă pot să folosesc uh, un pleonasm, uh, prin vechime, sunt complet lipsite de, de, de coerență. Multe făcute de făcut de Exact, Josef. Și, exact <ră> pentru că serveau unui alt stat decât cel care l-a moștenit prin, uh, acum un secol, vorba vine. Transilvania, bun, fiind cel mai aproape de, de Occident, încă nu este nici ea legată coerent de Marea Neagră, vorba. Bine, deocamdată avem, ca să-mi citez un, 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 drag prieten, doar o autostradă prin care se merge de la București la Mare. Și atâta tot. Asta, asta cred că e exemplul cel mai Eloquent, al ce înseamnă uh, o utilitate pe termen scurt, fără nicio strategie, doar o chestiune ludică, de distracție. Mergem la mare, ne distrăm merim înapoi, este un weekend foarte. Și totuși da. ieșim cu românitatea, cu flamura românității, strigăm, chepță de aramă, uitați că vine 1 decembrie, vine 2017, pe care pregătește ce? 2018, Centenarul, și începem iarăși cu Festivalul Naționaloid, în care îl stăm și spunem și n-am făcut nimic. În loc să ne gândim. Educație, infrastructură, irigație. Serviciile măcar. publice fundamentale. Asta lipsește complet și ne mirăm că avem, cum să spun, deficite, nu doar care sunt nocive, dar sunt nocive și repetitive. Nu ne-am săturat de scandalul colectiv când am văzut, de pildă, deficiențele din sistemul... Încă nimeni nu este arestat pentru chestia Da. A trecut da. un an. Uh, spital știm bine, clinica de, de uh, sau spitalul de arș uh, Și am adevărat, sunt, sunt multe chestiuni care n-au -au fost reglementate Între timp, evident, lipsesc fonduri uh, Deciziile nu sunt niciodată acolo Prioritarizezi un lucru și de fapt îți pleznesc țevile în 50 de alte părți Pentru că noi am ajuns, și asta este momentul extraordinar de critic La, odată, epuizarea morală a vechii tehnologii care a fost știm bine, cu entuziasm introdus în anii 50, 60, 70. Deci avem o infrastructură care trebuie renoită acum. Ave, această nevoie de renoire care este pur obiectivă se suprapune pe o economie care nu este dintre cele mai performante și peste o societate care are nevoie, dar care elită politică este complet dezinteresată de asemenea, o asemenea obiectivă, pentru că pe ei o interesează doar recuperarea puterii pentru încă un segment de patru ani de zile. Peste capetele unei societăți care nu înțelege că dacă dorește să renoiască clasa politică, va trebui să devină mai exigentă și mai critică, pentru că nu face decât să își predea viața în etape de câte patru ani unor indivizi care niciodată nu vor performa. Deci este, uh, nici nu știu, strigător la cer să vezi o asemenea atitudine pasivă, de uh, deloc exigentă și, în același timp, foarte plină de. Um, susceptibilitate, pentru că în momentul în care se ridică din mediile societății civile, figuri noi, care poate au propuneri sau care sau din mediile afaceri, uh, idei noi, sunt priviți cu o. e de înțeles, având în vedere experiența politică, dar uh, cu o um, prudență uneori care merge extrem de departe. Dar oare... Suspiciunea oare toată, Nu oare. și noi suntem de vină pentru că nu ne dorim oameni între noi se pune acum problema în campanie electorală. Nu vreau să vorbesc despre partide și de asta că nu e emisiune electorală. Domnule, să aducem oameni noi. Și când vine omul nou, zici, vine mă, dar să ar exact. să ca mine. Exact. De, nu cumva vrem stăpâni, jupâni, tarabostez de de secol 21 care să ne conducă și de care să ne fie un pic teamă. Da, dar este și, și o, o lipsă de realism formidabil. Că vrei ca omul politic să fie pur necorupt, neatins. A fost Iisus Hristos. Așa ceva este, este aberant. Este aberant pentru că îți blochezi uh, propriul proces de selectare, politică, poți să ai criterii cât se poate de um, um, realiste, fără să cazi în capcana eticii absolute. Pentru că nimeni nu o poate dovedi și în același timp îl nu vă vrei... Nu folosește nimănui în el vrei nou, dar îi reproșez că nu are abilități de a se descurca în mediile politice, că nu cunoaște instituțiile cum trebuie sau, meca... sau, sau mecanismele de, 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 de luare a deciziilor. Exact. Deci, atunci trebuie până la urmă vreau să Vreau deci să vă dau un mai. exemplu. Ar fi un exemplu de lângă Cluj, care e valabil și în București, a fost valabil. Este valabil și în toate județele din țara asta. Au venit ăștia la cene de anere de la drumuri și autostrăzi. Mă rog, drumuri eu, ca autostrăzi Și-au pus acele pavaje pe mijlocul drumului pe E60. O fată de 15 ani, sâmbătă, e lovită pe trecerea de pietoni. Salvarea nu poate ajunge pentru că este doar un singur sens, nu poți să treci. Până la urmă a trecut peste alea cum a putut peste porcăriile alea de pavaje. Fata moare, 15 ani. Venită din galați la bunicii din Vâlcele, de aici, de lângă Cluj. S-au făcut de 2 ani de zile adrese, discuții cu ea de la CNADR. De la București, care au zis domnule, facem așa, tragem o dungă pe drum, mijlocul drumului. S-a mulțit numărul accidentelor mortale pe toată partea asta. În București au văzut că Mor oamenii dator, din cauza lor, din cauza pavajelor. Acum le-au luat și pun acele uh, bariere New Jersey. Uh -huh. În timp ce aici le lasă. Ori, moare un copil, se adună lumea. Ieri uh, au fost o mulțime de oameni acolo, în la locul accidentului, cu lumânări în mână. Niciun răspuns de la autoritățile statului, care oricum nu-și fac treaba și mă gândeam, bă, dar cine sunteți? Totuși sunteți extraterestri. Au ieșit oamenii din Feleac. Am mers și am filmat, poate îmi dă Cristi uh, mulțimea din regie. Uh, nu. Efectiv, autoritatea publică, autoritatea statului, nu mai are senzori pentru realitatea, pentru realitatea din jur. nu nu interesează. A sunat o primăriță din Tureni, la oia de la CNADR. Chiar la omul care se ocupă de siguranța rutieră, care are, apropo, un salariu de uh, 11.500 de lei pe lună. Minunat. bună ziua domnule, se întâmplă asta, mor oameni cine ești dumneata să mă suni pe mine și cine ți-a dat numărul meu ăsta a fost răspunsul pe care îl găsiți în presă niciun răspuns Or, atunci ce e de făcut, pentru că noi ne pierdem inclusiv abilitatea de a ieși în stradă da, aici este și un, un, sistem politic și instituțional care se scurt circuitat. Deci, fundamental, sunt incapabili să mai facă față numărului extraordinar de evenimente, cazuri, întâmplări, oricum le-am le pune, le care au, care au loc. Și atunci nu fac nimic. Vă dau un exemplu. Este suficient, după o zi jumătate de ninsoare în Cluj, să mergeți pe străzi, în zona centrală, pentru a trebui să faceți ceva care este un amestec de vânat Pokémon cu Safari, ca să evitați fie să vă cadă țurțuri sau zăpadă în cap, fie să se desprindă o bucată de tencuială care e dată jos tot, tot de umezeală, fie să evitați uh, marginile trotuarului pentru că s-ar putea să urce o mașină pe, pe voi, așa cum se conduce uh, cu mare naturalețe, de altfel, în, în, în Cluj. Deci, de la o lipsă clară de stăpânirea unor elemente de civilizație, care înseamnă fundamentarea unor chestiuni clare, de la prudență, la pedepsele aplicate celor care nu respectă legea, legea nu este negociabilă, ea nu este un troc. Ea nu, este, nu vine din, din providența divină, ci ne vine într-o sumă cât se poate Bun. de clar acceptabilă. Și ce faci, de... Doamne, ferește, ca părinte, când auzi, te sună cineva la telefon să spună Fica ta de 15 ani nu mai trăiește, n-a putut merge ambulanța, uite-te, astea sunt bordurile. Pur și simplu, ești blocat în interiorul unui stat care îți cere doar banii, taxele, impozitele. A, în rest nu-ți oferă nimic. Îți oferă doar dreptul de a trăi în țara asta și de a avea un pașaport. Dacă vrei să pleci, du-te, că și așa suntem noi, minunea lumii, că pe timp de pace suntem singura țară care a pierdut 12% -a -o din populație. Ori aici eu nu înțeleg... O generație educată are în ea simțul revoltei, simțul etic al revoltei. S-a ieșit pe stradă pentru colectiv. Oamenii care au ieșit acolo au ieșit nu pentru că îi cunoșteau pe cei care au ars. Oamenii au ieșit ca solidaritate, au simțit arsura aia. Da? Eu tot zic, băieți, dacă vreți să, să meargă mai bine țara asta, ieșiți în stradă de fiecare dată când primarul unei comune cu 5 locuitori alege să facă o fântână arteziană, în loc să zugrăvească școala. Ieșiți în stradă și spuneți Băi, băiatule, noi îți plătim în fiecare lună salariu, secretara, amanta și porcul de acasă. Ori, o populație needucată nu va înțelege niciodată de ce Revolta este bună, de ce Revolta este acea, acea, acea mică răceală care te face imun la o răceală mai mare. Da, e o exigență critică și asta cre cred că voi muri cu aceste cuvinte în această țară, rostindu-le. Uh, niciodată nu vom vedea uh, în România lucrurile duse până la capăt. Uh, asta înseamnă factorii de răspundere clar trași la răspundere. De cine? De, de populație obosită. Păi asta este problema. Asta este problema că oboseala e percepută ca fiind copleșitoare, când ea de fapt trebuie să fie un stimul, nu o povară. Și dacă e mai mult decât oboseală, și dacă e lehamite? Aici e deja tot problema societății, pentru că o societate. Asta ce înseamnă? Va trece încă o generație până când cei noi să își exprimă nemulțumirea față de realizările cele anterioare și să reîncerce să schimbe ceva. Se întâmplă permanent, dar depinde cât de profundă este nemulțumirea, depinde cât de profunde sunt nerealizările perioade anterioare. Nu este simplu deloc pentru România, pentru că noi avem arierate care merg extraordinar de adânc în istorie. Le-am mai discutat pe, aici, pe, pe platou, cu dumneavoastră, și uh, vedem că nu putem recupera din ele pentru că nu avem nici resursele necesare, nici mințile luminate, care sunt când sunt puține și, evident, se concentrează pe ceea ce servește mai degrabă imediat nevoilor sociale de astăzi, decât recuperărilor istorice, un anumit tip de uh, psihologie, de mentalitate publică, un anumit tip de, de spirit antreprenorial ate, de... sunt multe da, chestii care la, la discuții de care ție jenă. Da. Adică îl vezi pe tovarășul deputat în fața ta și zici: "Măi băiatule, nu e așa că în 1996 ai votat legea moților?" Ba da. Știi că au trecut 20 de ani și legea aia nu este pusă în aplicare. Și mai mult decât atât, în timp ce ții moții de 20 de ani în procese, unii au murit. Sunt alții care le taie pădurile și ei se uită cum le trec frumos buștenii prin fața casei în niște trailele mari, dar n-au voie să pună atâtica toporul pe pădure. Și el se uită la tine. Ce să facem? Păi băiatule, ești acolo, faci legi în Parlament. Cum adică ce să faci? Da. Tu mă întrebi pe mine? Pentru el, inițiativa, hârtia, ștampila și faptul că a fost observat ca fiind printre votanți sau promotori și așa este suficient. El își bifează o serie de mici ambiții personale, ambiții, uh, pretenții, confort. Exact. Uh, și cu toate astea, pentru că nu au realitatea locului în sânge. Asta înseamnă, va trebui să fie pe teren, trebuia să fie pe teren. Sau moții să, să fie pe teren, pur și simplu să iasă, bă băieți, de 20 de ani nu funcționează legea asta, blocăm tot în țara asta. Nu știu. Să facă poate și alalt, și alalt, și alalt, și alalt, și, și să să-i cheme. Eu am tot propus, mai avem doar 3 minute, da? și încerc -mi cer scuze că nu să zic asta. Am propus guvernelor. În direct de aici. Bă băieți, mai ales și faceți o ședință de guvern într-un sat. Vă puneți acolo 10 mese de la calama. Să vă vadă lumea, exact. Și faceți o ședință să văd, să recredibilizați actul politic, pentru că fără politică nu se poate. Și după aia, stați măcar la o, un parc cu apă, cu oamenii, vedeți ce zic. Discuțiile vor fi în care sat, cui va servi, pe cine vom, vom ajuta politicul cu prezența noastră dacă, evident, dacă ideea ar fi acceptată. știm bine că totul ar deriva către interese absolut subterane, pentru că mesajul politic este fundamental și, în general, fundamental pierdut în fața mașinaților sau a mecanismelor de politică imediată, internă și în derizorie. În partid. Da, pentru că e derizorie în raport cu ceea ce, în mod normal, politica trebuie să construiască. Politica nu mai construiește într-o serie întreagă de țări, ea deconstruiește în favoarea unui, unor grupuscule care nici măcar nu mai știu de ce se află uneori la putere. Asta e una din marile probleme, în care și probabil este singura contestație legitimă pe care o putem face în, în ziua de astăzi. Deci, nu capitalismul, ne așteptăm contestat, Ce? La o, la o generație cu tentația anarhoide, care până la urmă își va da seama și va pune lumea pe roate cumva? Este posibil. Am mai văzut revolte, jacherii cum le, așa, luat pietre de pavaj și spart geamuri. Se, se poate întâmpla oricând. Problema este, după acest moment de furie, ce, ce se întâmplă? Trebuie să faci acest lucru cu o intenție și cu o agenda. Și asta lipsește permanent. Că blocăzi căi ferate, că blochezi autostrăzi, că te duci și protestezi în fața băncilor sau vrei să împiedici un Davos sau un Bilderberg sau așa mai departe. Bun, dar după aceea, cu ce vii? Care este soluția ta alternativă? Și până acum, niciunul din faimoșii contestatari nu au dus vreodată o, un răspuns. Da, și ne trezim să nu zic Revoluția franceză 1779, să zicem Revoluția română cu 200 de ani mai târziu. Ce-o fi fost ea? La fel. <laughs> exact. Doar că acolo s-au mai tăiat niște capete, aici s-au făcut niște averi. Altă, altă uh, uh, diferență majoră în filozofie nu văd. Exact. Decât că puterea a tranzitat de la o clasă la alta, de la cei care au avut-o și au pierdut-o, la cei care au vrut-o și au obținut-o. Și înapoi la Orwell nu sunt decât trei clase, cea care are puterea, cea care vrea puterea și a treia care este manipulată de primele două. Iată toată politica. Da, și atunci înseamnă că putem să zicem, bă, de fapt ce ne ziceau din regie, până la urmă, ai un pașaport, ai voie să pleci, te duci. Și cine singe lumina, ultimul, mai vedem noi, oricum nu mai sunt ale noastre, nu din, din alte rațiuni decât de economie. Și atunci noi ce facem aici? Doar stăm pentru că un spermatozoid a întâlnit un ovul și ce să facem? A ieșit și noi, poporul. Doi nim, că doar asta facem de groază de vreme, din păcate. Mulțumesc tare mult. Cu mare plăcere. Era să fiu optimist. <laughs> nu mi-a ieșit. Nu mi-a mă, nu mi iese chestia Data viitoare. Optimist. Data viitoare. Ne vedem în 2166, când vom vorbi iarăși despre campanie electorală, românism, tentația anticapitalistă și tot felul de chestii, inclusiv despre CNADNR-ul. 哇！好棒，好正！唔該。